Vreau să citesc câteva versete din Vechiul Testament, din Cartea Genesa, capitolul 47, versetul 7 până la versetul 10. Iosif a dus pe tatăl său Iacov și l-a înfățișat înaintea lui Faraon. Și Iacov a binecuvântat pe Faraon. Faraon a întrebat pe Iacov, care este numărul zilelor anilor vieții tale? Iacov a răspuns lui Faraon, zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele și n-au atins zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor. Iacov a binecuvântat iarăși pe Faraon și a plecat dinaintea lui Faraon. Amin. Pasajul acesta pe care l-am citit din Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, aparent, n-are nicio legătură cu ceea ce se petrece aici. Aici este vorba de o înmormântare. O mamă a trei fete și-a luat la revedere de la ele și de la gine și de la nepoți și a plecat. Și noi ne-am constituit în această adunare de doliu să fim alături de aceste fete, de familiile lor, de familiile acestea îndoliate, dragii mei, din cauza acestei plecări. În pasajul pe care l-am citit, este vorba despre un bătrân care stă în fața unui împărat. Și împăratul acesta îi pune următoarea întrebare. Câți ani ai? Am făcut această introducere pentru că sâmbătă eram împreună cu Marinel și Valentina la București, împreună cu alți colegi din țară și de peste Otare. Și Marinel a venit la mine și mi-a zis, Lenuța a plecat. Și întrebarea pe care am pus-o atunci, fratele Marinel, a fost aceasta, câți ani a avut? Noi punem această întrebare când auzim de evenimente de felul acesta, pentru că vrem să știm dacă persoana care a plecat se află cumva cu vârsta prin zona unde știm noi că e vremea să se ducă. Mi-a zis Marinel, 62. Când Faraon l-a întrebat pe Iacov, câți ani ai? Iacov nu s-a mulțumit să zică, am 130 de ani. Și ascultați ce a completat el. Zilele vieții mele au fost puține și rele. Aș putea să aplic sintagma asta, dragii mei, la viața sorei Lenuța? 62 de ani. Ce ziceți? Sunt mulți sau puțini? Zilele vieții au fost puține. Și au fost și rele. Gândindu-ne la experiențele de viață pe care le-am. Deci, vreau să fiu foarte scurt în mesajul pe care îl spun în ziua de astăzi. Și despre sintagma asta, sau la sintagma asta vreau să mă opresc. Zile puține și rele. Dar vreau să vă spun, zile puține și rele, dar suficiente, mai întâi de toate, să înțeleagă în viața asta Iacob și poate noi, că viața trebuie luată individual. Ascultați, zicea Iacob așa, zilele anilor vieții mele nu se aseamănă cu zilele vieții părinților mei. Adică fiecare are viața lui. Chiar dacă aș vrea eu să am viața cine știe cui. Cu binele pe care văd că le experimentează. Cu bogăția în care se scaldă în fiecare zi. Viața mea este viața mea și viața lui este viața lui. Spune Sfânta Scriptură și ceea ce observăm noi confirmă lucrul acesta, că viața omului este scurtă și plină de necazuri. Omul se naște ca să suferă. Nu mai știți, dragii mei, suferința nu-i la fel la toți. Iov zice așa, eu am parte de luni de durere și nopți de suferință. S-ar putea să fie alții care au parte de zile de durere sau alții de ani de durere. Și viața fiecare are măsura de durere și de suferință în această lume. Deci, mei, Vasile a avut partea lui de suferință. Și Lenuța a avut partea ei de suferință.
Nu se aseamănă partea de suferință a sorei Lenuța cu partea de suferință a sorei Evaliei sau fratelui Victor sau fiecare parte de suferință. Problema nu este să încercăm să iscodim ce nu poate fi iscodit, ci să aflăm partea noastră de suferință. Doamne, cât mi-ai îngăduit în lumea aceasta? Și problema se pune cum gestionez partea mea de suferință. Dragii mei, fiecare ar trebui să fim foarte atenți când suferința vine peste noi, cum a venit peste Renunță sau peste Vasile la vremea lui. Trebuie să fim atenți să gestionăm partea noastră de suferință, dragii mei, gândindu-ne că suntem foarte vulnerabili. Când vine suferința, când tăvălugul ăsta vine să ne strivească, suntem foarte vulnerabili. În suferință putem face cine știe ce. Zicea el la un moment dat când se găsea amenințat de Izabela, zicea, Dumnezeu ia-mi viață, vreau să mor. Adică mi-e prea greu, Dumnezeule. Suferința pe care trebuie să o îndur e prea greu, e prea grea de dus. Mai bine să mor decât să mai îndur. Știți? Pe asta miza diavolul când a năvălit cu încercările și suferințele peste Iov. Cumva suferința asta va blestema pe Dumnezeu. Adică va deveni așa de vulnerabil încât va uita de Dumnezeul care l-a binecuvântat și în loc să-L slăvească, să se închine lui Dumnezeu, îl va blestema pe Dumnezeu. Când știm că avem parte de suferință în această lume, trebuie să fim atenți la vulnerabilitățile noastre. Dar trebuie să gestionăm suferința noastră, dragii mei, partea noastră de suferință, aceea care ne este dată nouă și nu altora. Să o gestionăm cu așteptare. Acum, când spun lucrul acesta, cei mai mulți vă gândesc poate la faptul că așteptăm să se gate suferința. Poate că Lenuța atunci când, după o perioadă îndelungată de suferință alături de Vasile, a ajuns singură. N-a mai trebuit să stea să îngrijească de un soț bolnav, așa cum a fost Vasile o perioadă îndelungată. Poate s-o fi gândit că puțin s-a mișorat suferința. Așa a fost. A venit o altă suferință. Deci, când spun că în partea noastră de suferință trebuie să așteptăm, nu mă gândesc neapărat să așteptăm să se termine suferința, deși e normal să fie lucrul acesta. Și mă gândesc la faptul de a aștepta să zică ceva Dumnezeu. Să vorbească ceva Dumnezeu. Sunteți aici oameni care ați trecut în viață prin suferințe mari. V-a fost de folos când a venit Dumnezeu să vă zică ceva? Să vă spună ceva? A zis eu în suferința lui, o, dacă știu unde să-l găsesc. M-aș duce să-l întâlnesc. M-aș duce să-i pun întrebări. Aș vrea să am răspunsuri. Că am o grămadă de întrebări și nu am răspunsuri. M-aș duce la Dumnezeu să-mi vorbească. Și culmea, spune Sfânta Scriptură că într-o zi, în mijlocul unei furtuni, apare Dumnezeu. Știți ce zice Dumnezeu din mijlocul furtunii acestui om care gusta din plin din partea lui de suferință? Zice Dumnezeu, cine este cel ce întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Știți ce a priceput eu atunci? Că suferința lui este prinsă într-un plan al lui Dumnezeu. Și asta n-a priceput toată perioada suferinței. Poate că s-o fi gândit ce s-a întâmplat, care sunt păcatele, că l-acuzau alții de păcate pentru situația care se găsește. Și a descoperit în suferință că Dumnezeu când îi vorbește zice suferința ta e prinsă într-un plan al lui Dumnezeu. Dumnezeu, asta n-am știut. Și dacă n-am știut ce am vorbit, ce nu trebuie acum mă pochesc înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, viața asta, zilele astea scurte și rele pot fi suficiente cât să învățăm că viața trebuie luată individual. Asta e partea mea aici, pe pământ. Nu altă. În al doilea rând, zile scurte și rele, dar suficiente, ca să învățăm că viața este o călătorie. Zicea Iacov așa. Zilele anilor călătoriei mele pe pământul acesta. Acum, e adevărat, Iacov nu a fost un om care să stea într-un singur loc. Când a fost cu
tata lui când s-a dus la Laban, când a venit înapoi, când s-a coborât în Egipt. Dar nu despre asta este vorba. Citeam recent că într-un an de zile, între anii 1999 și 2000, 43,4 de americani s-au mutat dintr-un altul. 56% s-au mutat în aceeași regiune, 20% s-au mutat într-o altă regiune, 19% s-au mutat într-un alt stat și 4% din americani s-au mutat în altă țară. Au plecat din America. Nu ne vine să credem că se mutești din America. Nu despre călătorii de felul ăsta este vorba. Viața este o călătorie, pleci de undeva, te naști, pleci de undeva și te duci undeva. Și întrebarea mea este, știți unde vă duceți, dragii mei? Că ar trebui să avem un obiectiv. Iacob, oripe unde se ducea în această lume, zicea, sunt călător, străin și călător pe pământul acesta. Dar ce obiectiv ai? Noi suntem străini și călători pe aici, chiar dacă ne-am înțepenit aici în orașul acesta unde și n-am plecat nicăieri. Dar suntem călători, nu? Aveți un obiectiv? Pare zice așa, obiectivul meu, deci ținta călătoriei mele, aici pe pământul acesta, este acasă la Domnul. Acasă la Domnul. Că de-abia atunci când ai un obiectiv în față, spre care să te îndrepți, poți să depășești greutățile vieții acestea. Să nu cazi sub povara lor. Se zicea psalmistul Asaf în psalmul 73. Mai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău și apoi mă vei primi în slavă. Acesta este obiectivul. Mă vei primi în slavă. Și când mă uit la obiectivul acesta, am tăria să nu vorbesc ca ceilalți oameni. Să nu le doresc starea lor. Am tăria să rămân lângă tine, Dumnezeule, să continui să-mi spăl mâinile în nevinovăție, în fiecare zi, Dumnezeule. Pentru că știu că într-un final mă vei primi în slavă. Și în ultimul când, dragii mei, și apoi închei. În al treilea rând. Zile puține și rele, dar suficiente cât să poți lăsa în urmă o binecuvântare. Dacă vă uitați cu atenție, poate că aveți curiozitatea să citiți acasă în Biblie. Dacă vă uitați cu atenție, partea aceasta finală a vieții lui Iacov este o perioadă în care dă binecuvântări și într-o parte și în alta. Zice aici că l-a binecuvântat pe faraon. Apoi a binecuvântat pe copiii lui Iosif. Și a binecuvântat toți copiii. Și întrebarea care se pune este, după ce spui că zilele ți-s puține și rele, mai ai binecuvântări de dat? Poți să dai binecuvântări? Ai de unde să dai? Numai, eu nu mă refer la binecuvântările astea materiale. Să le fi lăsat pe gruța a fetele astea bogății extraordinare. Dar în zilele astea puține și rele, Iacov a avut să lase binecuvântări. Și Lenuța a avut să lase binecuvântări după aia. Un apartament sau o casă. Ce binecuvântări? În zile puține și rele, ce poți să lași în urmă? Când pleci din lumea aceasta, când Dumnezeu te cheamă din această lume. Știți ce a lăsat Iacob? Și poate, dragii mei, ar trebui să fim concentrați să lăsăm și noi binecuvântări de felul acesta în urma noastră. Binecuvântarea prezentării unei istorii. A unei istorii cu Dumnezeu. Ascultați-l pe Iacov ce zice și vreau să citesc cuvântul acesta din Biblie. În capitolul 48 așa. Dumnezeu care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta. Să ne vorbă cu Iosif. Adică începe să deruleze istoria lui în fața băiatului lui și să spună Dumnezeul acesta, de când m-am născut și până în ziua aceasta m-a călăuzit, a fost cu mine. Și ascultați mai departe. Îngerul care m-a izbăvit de orice rău. Bine, Iacob, acum tu spui că zilele vieții scurte și rele și îl vezi pe Dumnezeu pe acolo prin viața ta? Sunt convins că Lenuța, în zilele astea puține și rele, a reușit să-L vadă pe Dumnezeu în viața ei. Și a avut de depănat o istorie pentru Cristina, pentru Delia, pentru Lavinia, pentru ceilalți. O istorie cu Dumnezeu.
Că de când s-a născut și până când a luat-o Dumnezeu din lumea aceasta, putea zice, Dumnezeu a fost cu mine. Și atunci când stătea lângă un sub colnav. Dar cine credeți că i-a dat putere, dacă nu Dumnezeu? Cine a îndrăvenit-o să persevereze, dragii mei? Când multe altele în situație ar fi întors spatele, s-ar fi dus, că lume mare. Dar Dumnezeu a fost acolo, nu? De la Dumnezeu a venit puterea asta. Ei, când lași binecuvântare, lasă binecuvântarea asta a unei istorie cu Dumnezeu. Lasă binecuvântarea unei speranțe. Și ascultați ce zice Iacov aici, tot în capitolul 48. Dumnezeu va fi cu voi și vă va aduce înapoi în țară. Țara era obiectivul, dragii mei. După cum obiectivul vostru trebuie să fie țara veșnică a lui Dumnezeu. Împărăția veșnică a lui Dumnezeu. E, Iacov a zis copilor lui, Dumnezeu se ține de cuvânt. Dacă Dumnezeu a promis o țară binecuvântată și chiar dacă acum suntem aici în robie, Dumnezeu va duce vremea când cuvântul ăsta nu va primi. Ei, dacă Dumnezeu v-a promis o împărăție, chiar dacă acum zile puține și rele trec peste noi, Dumnezeu va primi cuvântul acesta. Într-o zi vă va duce în țară, în țara veșnică a lui Dumnezeu. Și acolo va fi o întâlnire binecuvântată cu mama și cu tata și cu toți ceilalți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin.